Fotbaliștii Petrolului s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României, iar jucătorii au dedicat victoria și noului lor antrenor. Cosmin Contra a stat în tribune alături de Florian Walter și conducerea executivă. Gurița a dat indicații la margine, a ordonat schimbările și s-a agitat tot timpul lângă secundul Laurențiu Roșu. Cel care a dat tonul la dedicație a fost prințul Cristea. Zecarul Petrolului se simte bine în cupă, s-a obișnuit să marcheze în competiția surprizelor. A înscris Contra Damilei Măciuca și a făcut-o din nou la Brașov. Cristea a deschis scorul după o combinație cu Jeremy Bochila. Mijlocașul i-a întors serviciul atacantului în repriza secundă, când i-a pasat decisiv, iar congolezul cu origini olandeze a declanșat fiesta. La final, Contra a salutat galeria petrolistă, jucătorii au dansat alături de suporteri, iar Petrolul merge mai departe în Cupa României.